Fostul ministru al economiei, Vadim Brânzan, în studioul Europei Libere de la Chișinău, venit din afară și în scurt timp, înțeleg că plecați iarăși peste ocean, ați reușit să vă creați o impresie ce se întâmplă în Republica Moldova, ținând cont că se suprapun două crize, cea politică și cea pandemică? Bună ziua, domnul Urs, mulțumesc încă o dată pentru invitație. Nu pot zic că am venit de peste ocean și plec, am stat practic, trecut mai mult timp, practic tot anul trecut în Republica Moldova, am urmărit foarte atent evenimentele, am încercat și eu să mă implic așa cum am putut, când mai deschis, când mai așa, prin alte metode. Iată cum sunt aici și evident cunosc în detaliu tot ce se întâmplă. Da, într-adevăr, am anumite impresii ca și tot cetățenii Republicii Moldova despre ceea ce se întâmplă la noi. Dacă vă referiți la anticipate, deci tema numărul 1 din toate știrile și la starea de urgență care a fost impusă, dacă vă interesează părerea mea, eu cred că s-a întâmplat următorul lucru. O luptă politică dintre două părți beligerante care s-a început pe 24 decembrie. Care sunt părțile beligerante? Deci, ca să le numim așa, fără arta cu degetul, forțele de dreapta și forțele de stânga, da? Deci, pe de-o parte avem forțele de dreapta reprezentate de către partidele de dreapta și președinție, pe de altă parte avem coaliția proaspăt formată sau formată de câteva luni din Parlament, coaliția majoritară dintre Partidul Socialiștilor și pentru Moldova, în care intră respectiv deputații din partidul Șor. Deci acestea sunt linii generale, părțile beligerante politice, ca să spunem așa. Deci această luptă care s-a început destul de civilizat pe 24 decembrie, din păcate s-a transformat într-o din punctul meu de vedere, într-o banală bătaie de stradă. De ce? De ce? Deoarece au fost aplicate lovituri sub centură, după părerea mea, și de o parte și de cealaltă parte. Ultima lovitură sub centură a fost declararea stării de urgență, care evident că era într-un fel necesară, însă timpul la care a fost declarată, circumstanțele și ceea ce se întâmplă acum, da? Deci indică faptul că de fapt cel mai probabil scopul principal de declararea acestei stări de urgență a fost de a tărăgăna dizolvarea Parlamentului fiindcă două luni. Deci până la... Starea de urgență poate fi ridicată și mai devreme decât 30 mai. Poate fi ridicată mai devreme, dar ea poate fi prelungită încă pentru două luni. Eu cred că ce se întâmplă, uitați-vă, luna iunie, expiră mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale, după cât cunoașteți, da? Și membrii Comisiei Electorale, mare parte, sunt numiți pe criterii politice, probabil că. Eu cred că coaliția majoritară din Parlament vrea să-și cumpere timpul ăsta necesar, dintr-un motiv, eu poate că greșesc. Însă, dacă aș fi eu în partea lor, Doamne ferește, m-aș gândi că, uite, vine luna iunie, de ce n-aș mai sta până în iunie să-mi pun cecul meu și după aia facem anticipate. Pentru asta eu nu trebuie să fiu dizolvat acum. Și ce s-a primit, s-a întâmplat așa că cheile de la anticipate, care erau în mâna, spun așa, Partidul Socialiștilor, au trecut într-un moment dat, atunci când doamna Durleșteanu și-a retras candidatura, a trecut în mâinile celelalte părți beligerante. Și cealaltă parte beligerantă a hotărât imediat să se folosească de moment, lucru pe care l-a făcut înaintând la Curtea Constituțională avizul cu privire la determinarea dacă s-au întrunit criteriile de dizolvare a Parlamentului. Deci asta a fost, pe când totodată, din cât înțeleg, dacă să cred declarațiilor politicienilor de ieri, de zilele acestea, că deja practic erau aproape de discuțiile dintre aceste părți referitor la data alegerilor, erau cam ultima sută de metri. Și atât s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și după aia vine coaliția și zice că, uite, avem anticipat. Până la sfârșitul lunii mai, din cauza problemei COVID. Și da, avem o problemă foarte serioasă legată de pandemie. Dacă ne uităm atent la cifre, și iarăși eu nu vreau să mă dau că nu sunt expert în domeniu, spre deosebire deja de majoritatea cetățenilor Republicii Moldova care au devenit experți în drept constituțional și
în probleme de pandemie. Dacă ne uităm la graficul incidenților COVID la 100.000 de populație, noi suntem, eram cel puțin două săptămâni urmă pe aceeași linie cu Italia, din toate țările europene, deci noi ne ridicam pe exponent. Pe exponent înseamnă progresie geometrică curată foarte, foarte sporită. Ce a făcut Italia? A introdus carantină sectorială și regională, da, brusc ca să oprească, să taie această pantă de la început, ca ea să nu fie atât de abruptă. Noi abia acum, peste 2-3 săptămâni, am decis să facem acest lucru și până acum nu prea este clar care sunt acele măsuri și cât de serioase vor fi acele măsuri și dacă vor aduce la ce că această exponentă să fie tăiată. Orice caz, Cineva a făcut o paralelă și a spus că ceea ce se întâmpla în noiembrie 2020 e comparabil cu ceea ce se întâmplă astăzi când e vorba despre numărul de infectări în Republica Moldova. Panta, dacă ne uităm la panta, la viteza de creștere, da? Viteza anume de creștere, nu număr, dar viteza de creștere a cazurilor de COVID, ea este cea mai înaltă de când s-a început pandemia un an în urmă. Și cu ce va fi mai bună ziua de mâine decât cea de ieri, când e vorba despre pandemie? Și atât ajungem la sfârșitul lunii mai, problema cu pandemia nu a fost rezolvată, sunt sigur că, din păcate, nu o să putem lua sub control. Vaccinuri nu avem, nu avem de unde să le aduce. Mai poate dată dacă domnul Dodon reușește să aducă 500.000 de vaccinuri din Rusia. Dar, oricum, majoritatea populației nu va fi vaccinată. Dar astea vin contraplată. Da, dar nu contează. Discutăm despre vaccin ce oameni trebuie. Deci vreau, argumentul care îl fac este că până la sfârșitul lunii mai, problema sanitară va fi o problemă. Poate chiar mai mare decât este acum. Și atunci Parlamentul poate să întrunească, nu să mai prelungească starea de urgență pe o lună. Înțelegi ce vorbesc? Deci, cel mai probabil și hotărârea Parlamentului va fi atacată la Curtea Constituțională, pentru că un guvern interimar nu avea dreptul de a cere instituirea stării de urgență. Deci dacă vă uitați, domnul Ciocoi... Dar astea sunt aspecte juridice. Deci, da, să nu întrem iarăși că sunteți experți acum pe drept constituțional. Eu vreau să spun un singur lucru. Dacă să urmărim atent ședința Parlamentului de mai altieri, domnul prim-ministru interimar Ciocoi a fost foarte atent alegând cuvintele. Adică noi, guvernul, noi nu am venit cu această inițiativă, noi solicităm Parlamentului, că noi ca guvern nu avem dreptul să facem acest lucru, suntem în exercițiu. Doi actori au dreptul să ceară instituirea stării de urgență, guvernul și președinția. Guvernul nu poate să ceară. Parlamentul a instituit stare. Deci, oricum, nu contează. Ei au toate pârghiile necesare, ei fiind Parlamentul, pentru a mai prelungi starea de urgență pe încă o lună și stabilează oamenilor la cec și după aia pot să meargă la anticipate. Dar în opinia dumneavoastră contează dacă legile sunt stabilite pentru luna iulie sau pentru luna septembrie? Deja nu mai contează. 3 luni în urmă, dacă dumneavoastră veneați la mine și mă întrebați, domn Brânzan, aveți o soluție pentru situația din Republica Moldova? Eu v-aș fi răspuns că da, am o soluție. O soluție, de fapt, pe care am comunicat-o persoanelor care iau decizii în țara noastră. Soluția era următoare. De pe 24 decembrie până la mijlocul lunii ianuarie am avut o ferestruică îngustă de oportunitate pentru a forma un guvern, de persoane care nu sunt membri oricărui partid politic, apartinice, dar nu apolitice. Persoane, spun așa, tehnocrate, dacă vreți, cu viziuni pro-europene. A plecat trenul din gară. Acum ce poate să... Cu trei puncte pe primul punct, să aducă banii de la femeie, punctul 2, să aducă vaccinul, 3, să-și dea demisia, astfel lansând anticipatele. Timp, trenul a trecut, la momentul dat avem o bătălie, practic o bătălie stradală. Eu nu cred că la momentul actual se vor găsi oameni serioși, și acum își dau definiția de om serios, care ar dori să se implice în această luptă dintre părțile beligerante pentru a scoate țara din criză. De ce? Vă explic. Nici om serios fiind om cu experiență bogată, profesională, cu experiență bogată de viață, și asta e foarte important de viață, trebuie să citești oamenii foarte repede, știi cine îl apropie, cine îl îndepărtezi, și oamenii care ar dori să vină pe o perioadă scurtă să-și asume acest rol, deja nici nu mai este de kamikaze, e un rol de nici nu știu cum. Pentru a scoate, nu o să găsească, pur și simplu, nu mai sunt așa oameni, nu o să dorească nimeni să se implice, deoarece acum se caută capul lui moțoc.
cineva trebuie să-și asume responsabilitatea și acum ambele părți se uită și avem un guvern în exercițiu care a rămas de pe vremuri și toți, deci, dau vina pe, uite, nu-i guvernul meu și cineva, practic, nimeni nu poartă răspundere pentru ce se întâmplă. Și atunci am ajuns la situația când, cum zic moldovenii, pisica din casă, tireu șoarecii pe masă. Iată, avem acum șoarecii într-o veselie leargă pe masă, rup ce mai rămas din bucate și până la urmă cu ce o să termine, asta nu clar. Însă cert este un lucru că fără un control asupra centralizat asupra pandemiei, nu să putem rezolva situația aceasta. Ce înseamnă centralizat? Un control în care deci noi avem comisia, da, respectivă, însă care este statutul ei în cadrul, spun așa, funcționarilor publici, nu prea este clar. Deci uitați, după reforma guvernului care a fost începută și într-un fel finalizată pe timpul Plahotniuc, și asta vă spun experiența proprie, funcționarii publici, mulți dintre care fiind profesioniști foarte buni, erau demoralizați. Opinia lor nu conta niciodată, ei nu știau cu ce se ocupă și așa mai departe. Pe lângă faptul că nu s-a prea schimbat lucrurile în privința aceasta, deci ei tot așa au rămas demoralizați, acum mai sunt și încă și derutați și încă și sunt deorientați, cum ar fi, că nu-i clar, nu-i clar ce o să fie mâine, este incertitudinea aceasta, o să fie la lucru, nu o să mai fie, care e centrul de comandă, vin indicații de acolo, nu poți să ai doi capitani pe o corabie, se duce Titanicul la fund imediat. Ca fost ministru al economiei, să vă întreb, în ce măsură va fi afectată economia în aceste 60 de zile de situație de urgență? Noi trebuie să înțelegem ce înseamnă această situație de urgență. Eu abia astăzi am citit unele măsuri luate, de exemplu, de intrare în țară cu test COVID, care este test negativ, care sunt lucruri bune, dar dacă să ne uităm așa serios la lucruri, da? Câte cazuri importate avem? În fiecare zi noi avem acolo câte 1500 de cazuri, da, de COVID. Câte cazuri importate? Sau 0, sau vreo 5, 4, 5. Deci, oricum, e bine să ai, să ceri celor care este sigur. Dar vă întreb, să nu rezolvă în ce situația. Măsură poate fi afectată economia națională, ținând cont că pe parcursul a două luni va fi valabil această stare de urgență? Dar dumneavoastră cum credeți? Bineînțeles că va fi afectată negativ. Un avantaj mare care o are economia noastră națională, în condițiile actuale, avantajul sau l-a avut, este faptul că economia noastră și households, deci consumatorii nu sunt, nu au leverage financiar, deci nu sunt îndatorați, nu merg la bancă ca să-și ia apartamente, mașini. Ține, deci foarte, un procent foarte mic de populație a apelat la credite bancare. Și faptul că noi nu avem datorii ne-a permis să trăim din rezervele care au fost acumulate o perioadă mai îndelungată. Însă aceste rezerve se închid. Și dacă vă uitați, în fiecare zi, practic, se închid restaurante, se închid hoteluri, se închide business-ul mic, etc., etc. Deoarece... Și atunci nu vor fi vărsăminte la buget. Nu vor fi vărsăminte la buget, însă avem diaspora care, iată, cu timpul record, trimite bani acasă și datorită căreia, în mare măsură, se menține consumul și datorită consumului... Dar cum explicați dumneavoastră că a crescut atât de mult volumul remitențelor? Păi, sunt două efecte aici. Primul efect este că ceea ce numim noi remitență, de fapt, poate să nu fie chiar remitență, explic. O bună parte din cetățenii Republicii Moldova care au lucrat peste hotare și au pierdut lucrurile acolo, lucruri din cauza pandemiei. Și au decis să-și ridice veniturile care acolo le păstrau la bancă și le aducă în Moldova. Deci asta nu este, de fapt, un transfer. Deși pe conturile băncii naționale, asta vine ca transfer bancar, ca remitență. Dar, de fapt, omul și-a luat 10.000 de euro care avea acolo, i-a dus în Republica Moldova ca să trăiască aici până când se termină pandemia. Și când se termină și ia ce mai rămas și duce înapoi în Italia, în Portugalia sau de unde a venit. Deci este asta o remitență? Probabil că nu. Avem o analiză ca să vedem cum, deși analiza se face foarte simplu, te uiți la numărul total de remitență, care e media pe remitență și dacă vezi că apare o abatere în medie sau mediană pe o perioadă de timp, poți spui că uite, are loc un efect de această natură. Și a doilea că oamenii de peste hotare, deci cetățenii noștri care lucrează peste hotare, diaspora, vede cât de rău stau lucrurile acasă și n-au încotur. Trebuie să loc să trimită 100 de euro, acum pe săptămână o să trimită 120 de euro pe săptămână, dar o să trimită. Că da, s-au scumpit prețurile la carburante, s-au scumpit prețurile la ulei,
probabil că o să mai scumpească prețul, și pur și simplu trebuie puțin mai mult bani acasă și prin felul ăsta îi stimulează consumul intern, care la rândul său aduce la creșterea importurilor, care la rândul său aduce la creșterea defalcărilor la buget prin intermediul VAME. Și atât dacă ne uităm la FISC, raportul FISC pentru trimestrul trecut, arată că au crescut mai cu 15% și asta datorită faptului că au crescut stocurile pe anul trecut sau au scăzut sub un anumit nivel și acum importatorii suplinesc aceste stocuri și în felul ăsta au crescut și importurile. Și respectiv au crescut și defalcările la buget. Este asta un proces sustenabil? Nu este un proces sustenabil. Putem să mizăm pe acest efect până la sfârșitul pandemiei. Oricum o să ieșim din pandemie. Dacă nu anul acesta, la anul viitor oricum o să ieșim. Nu putem. Deci trebuie alte metode. Trebuie de adus influx de capital de peste hotare instituțional, de la Fondul Monetar Internațional. Pentru asta trebuie să avem guvern funcțional. Nicio bancă investițională nu o să investească un cent pe seama unui guvern, chiar dacă guvernul are anumite atribuții pe care le-a primit în cazul situației excepționale. Nu creează așa. Trebuie să existe un acord pe care Republica Moldova să-l aibă cu Fondul Monetar Internațional. Da, când spuneți Republica Moldova, se are în vedere guvernul plenipotențiar al Republicii Moldova, lucru pe care noi nu îl avem. Mai mult că atâtea, 60 de milioane de dolari care puteam să-i fi ridicat de România. 68. Iată, deci ele practic, într-un fel, n-aș zice că au dispărut, că banii nu dispar, regea conservărilor în mijloacelor banii. A spus președinta Maia Sandu că ar putea să fie renegociate și că nu s-au pierdut în totalitate acești 68.000 de milioane de euro. Renegociarea durează, semnarea durează, aprobarea, ratificarea durează, pe când, dacă ieșim în stradă și întrebăm micul business, ei aveau nevoie de mijloace financiare încă un an în urmă. Eu pot să vă dau exemplu în Statele Unite, cum s-a făcut acest lucru. Și da, poate nu chiar comparabil, că noi nu avem aparatul de printat dolari, dar acolo, deci, din prima zi s-au emis un trilion de dolari, dintre care o parte a venit cetățenilor acasă, în formă de cec, deci duci la bancă și ridici 1200 de dolari pe persoană, iar micului business i s-au oferit credite în mărime de până la 75% de fond. Credite fără dobândă. Niciun fel de credite, nu-și explic, practic asta e grant. Deci prima tranșă a fost un grant pentru toate businessurile, și suma grantului era de trei fonduri de salarizare lunare. Cu condiția că 70% sau 70% din banii mijloacei ăștia cheltuia pentru salarizarea lucrătorilor care stăteau nevoiți acasă, acest credit este anulat. Practic el dispare din bilanțul contabil al întreprinderii. Deci era grant. După aia au apărut credit și acum iarăși te oferă încă un nou grant, iară de aceeași natură, iarăși businessul mic și mijlociu, pentru a compensa cetățenii care sunt nevoiți să stea acasă. Deci statul Republica Moldova n-ar putea să... N-ar putea, dar dacă nu ridicam acele 550 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional în luna ianuarie, lucru care ar fi fost posibil și explic de ce, anul trecut, în timpul pandemiei, Fondul Monetar Internațional, Consiliul de Directori s-a înturnat de 12 ori pentru a aproba diferite credite diferitor instituții și diferitor țări. Deci noi, dacă noi, la începutul lunii ianuarie, am fi început procesul de renegociere cu Fondul Monetar Internațional, eu sunt sigur că până la sfârșitul lunii ianuarie noi am fi ridicat dacă era un guvern cu un puternicel de plin. Și da, într-adevăr, în decembrie Parlamentul a primit legile celea care după asta Curtea Constituțională le-a considerat, le-a anulat și deci asta era un impediment pentru Fondul Monetar Internațional. Deci ele au fost anulate până la sfârșitul lunii ianuarie, nu i-am fi putut, eu sunt sigur, să fi ridicat cele 550 de milioane. Lipsesc acești bani. Domnule Brânzan, cel mai grav este afectat micul business, ați spus și dumneavoastră. Așa este. Problema celor din Horeca este foarte mare. Absolut. În Republica Moldova știți că era un segment mare unde erau antrenați în câmpul muncii cetățenii. Acum, ce se va întâmpla? Am auzit o idee că ar trebui să se împrumute de la Banca Națională. Dumneavoastră, cum vedeți acest pas? În primul rând, nici legea, nici logica financiară
nu permite efectuarea acestui lucru. Legea interzice împrumuturi la Banca Națională. Guvernul poate să se ia împrumute doar de la băncile comerciale și doar prin mecanismele împrumuturilor. Igor Dodon a lansat această idee că s-ar putea să vină cu rugăminte la BNM ca să îi se acorde. Și BNM, și dacă, de exemplu, eu sunt șeful BNM, eu zic, uite, primul rând, modificați legea și atunci discutăm. Și a doilea, noi nu putem. Ce înseamnă să împrumuți? Asta înseamnă că eu trebuie să, dacă vă împrumut, trebuie scot să emit această cantitate de mijloace bănești în economie, să duce la inflație. Nu poți să iei bani, devalizezi Banca Națională. Deci e un scenariu prost pe care îl propune fostul președinte. Deci, scenariul este bine cunoscut. Noi putem în continuare să mergem la sectorul financiar bancar și să împrumutăm prin valori imobiliare de stat, VMS-uri. Da? Deci, da. Și atunci, dar rata o să crească. Iată că riscurile cresc. Și dacă crește rata? Noi plătim, noi cetățenii plătim, însă noi practic amânăm, nu cumpărăm timpul ăsta de care avem nevoie acum. Noi vom plăti, vom rambursa în viitor din veniturile noastre, însă noi la moment avem nevoie de timp, avem nevoie să tragem un gât de aer pentru ca să nu ne ducem cu totul la fund. Dar între timp, vedeți că se scumpesc carburanții, se zice că ar putea să crească tariful și la energia electrică. Cetățenii bani au la limită. Ce se va întâmpla, iată, în cazul ăsta? Cetățenii și au ce părere aveți despre majorările de tarife la carburanți, la energie? Deci părerile au fost deja expuse, sunt absolut de acord. În orice țară a lumii există Consiliul Concurenței. Statele Unite, de exemplu, asta e, după fisc, este a doilea cel mai puternic organ de control din stat. Așa ceva nu-mi imaginez pur și simplu să fie întâmplat. Este clar că ar putea fi, ca să eu atent, da? Deci ar putea fi o înțelegere de cartel și asta se pedepsește în toată lumea. La noi, de păcate, avem ce avem, unii dau vina pe altul, iarăși nu e un centru de control, de comandă și în genere putem să discutăm filosofic, da, de ce tot asta se întâmplă, însă la momentul actual avem ceea ce avem. Avem că este un organ care nu își împlinește atribuțiile și asta. Când eram ministru, a venit cu o inițiativă, dacă vă mai amintiți, una din listele de astea care la mine erau, care eu trebuia să fac, să obifiez că am făcut-o și până la urmă n-am reușit că mi-a expirat timpul. Era să introducem răspundere penală pentru declararea falsă a ultimului beneficiar, a beneficiarului final, a oricărei afaceri, a oricărui cont bancar, etc., etc. Dacă se făcea acest lucru, acum era tare simplu de văzut că din toate rețelele de benzinării, de exemplu, care noi le avem în Moldova și cât n-ar fi, de fapt, ele sunt controlate două, maxim trei persoane, deci poate fi mai mult. Tot așa cum se întâmplă, de exemplu, și în sectorul ăsta de rețele de supermarketuri, dar și multe de alte sectoare. Când te uiți pe hârtie, da, acolo sunt diferiți proprietari din diferite țări, însă ultimul beneficiar tot timpul să vedeți că sunt două, trei persoane care controlează aceste verticale și între ei se înțeleg foarte bine. Același lucru se întâmplă chiar și în sectorul care e mai divizat, de exemplu, construcția drumurilor, da? Când se adună la licitație toți drumarii. Câștigă unii și aceiași. Da, că ei se înțeleg între ei din timp, cel mai probabil. Și asta nu se face că, uite, ne adunăm la o masă rotundă. Cum se face la noi? Toată lumea se cunoaște, toți sunt cu metri și neamuri unul cu altul. Domn Brânzan, dar în funcție de gradul de pauperizare a populației, crește sau decrește simpatia electoratului pentru un actor politic sau altul. Corect. Și aici avem o problemă mare. Deci, uitați. De ce oftați? Îmi pare rău că am scăpat această oportunitate care am avut-o de 2-3 săptămâni la începutul vorbim lunii. De ce urmează. Păi vă spun ce urmează. Din păcate, deci această luptă, oamenii încep să obosească de ea. Da, e un show frumos la televizor. Da, avem aceleași două lumi paralele deja de 30 de ani, cetățenii Republicii Moldova și guvernanții. Cetățenii vin seara, se uită la show, popcorn și merg a doua zi și caut de treabă. Problema că cetățenilor se termină banii, cum a spus dumneavoastră, da? Nu s-a mai auzit așa ceva, da? Și atunci ei încep să-i penalizeze pe ambii jucători, pe ambii, și pe o parte beligerantă și pe altă parte beligerantă. Dar, din păcate, ce se întâmplă? Uitați, dacă îi penalizăm pe ăștia pe stânga, votanții lor de pe stânga, care sunt destul de disciplinați, ei, pur și simplu, tunelează sau fluidizează de la un partid politic de stânga la alt partid politic.
De exemplu, o să apară noi actori politici în păi următorul... Păi au și apărut deja. Păi o să fie, de exemplu, următorul fostul parlament. Fostul premier Chicu și-a creat partid. Da, mai sunt fostul primar de Chișinău, interimar, și-a creat partid. Da. Activistul civic Ștefan Gligor și-a creat partid. Așa. Nu e exclus că mai apar. Da, și uitați ce Mart Căciuc și-a creat partid. Da, dar deci ne uităm real asupra lucrurilor. Da? Deci timpul avem puțin, cu oricum o să fie anticipate, toată lumea asta înțelege. Și până la anticipate o să fie doar 4, poate 5 partide vor ajunge în Parlament. Și noi deja le știm. Așa cum arată matematic. Sondajele de opinii Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiunii și Solidaritate. Deci pe stânga sunt Partidul Socialiștilor, deci Partidul Șor și Partidul Renatul Satei, Partidul nostru. Da? Deci astea trei, la sigur că nimeresc în următorul Parlament. Deci să avem trei crai de la răsărit. După aia avem din partea dreaptă să vină, evident, Partidul Acțiunii Solidaritate. Ce se întâmplă cu celelalte partide nu este clar. Poate că ori trece de prag, poate că ori trece de prag. Însă cert este faptul că o bună parte din electoratul acela care a votat pentru doamna președinte acum la alegerile prezidențiale, noiembrie 2020. Fiind decepționate, de exemplu, de tot ce s-a întâmplat până acum, de lipsa de rezultate, de speranțele, din păcate, sunt foarte mari. Domn Brăzan, pe timp de pandemie, rezultate mari cu un parlament care există, cu un guvern care îl cunoaștem și cu această confruntare între instituția prezidențială și parlamentară, ce rezultate pot fi obținute? Păi vă spun, o parte din oamenii ăștia care sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Pandemie, probleme, niciun fel de susținere, mediul toxic în care se află doamna președinte și așa mai departe. Absolut înțeleg. Dar înțeleg asta majoritatea absolută a oamenilor? Nu cred că iau speranțe și au pus speranțe foarte mari. Și acum ce o să întâmple? O bună parte din ei pur și simplu n-au să vină la alegeri, de exemplu. N-au să vină. Că dacă când erau alegerile prezidențiale, erau doi candidați și era foarte simplu. Votez pentru unul sau votez împotriva altuia, da? Deci asta tot e important de menținut. Că nu toate voturile pentru un candidat, nu pentru un candidat. S-au dus și o parte și împotriva altui candidat. O parte din electoratul de dreapta... A crescut gradul de responsabilitate a alegătorului. Asta se observă pentru că merg și eu foarte des în Moldova profundă, discut cu cetățeanul de la Fierul Ierbii și eu văd interesul pe care îl manifestă alegătorul, da, electoratul pentru un proces sau altul. Foarte bine. Bine că a crescut gradul de... Să facem matematică tare simplă. Electoratul de dreapta pleacă peste hotare, imigrează. El votează și de acolo unde pleacă. Dar vă explic care e vorba. El votează de cum votează. Votează nu totdeauna pentru un candidat, dacă și împotriva altui candidat. Și a doilea, dacă e decepționat ce se întâmplă, pur și simplu nu vine la alegeri. Că este un efort mare pentru un cetățean aflat peste hotare să vină la alegeri. Trebuie să-și piardă ziua de muncă, că e plătit la oră, trebuie să facă distanțe, pandemie, restricții, chestii, poveste. Și una când te duci votezi pentru o persoană sau împotriva altei persoane și alte când ai 20 de partide pe dreapta și unul mai bun ca altul și unul îți promite un lucru mai frumos ca altele și atunci lumea zice că mă stau eu acasă. Și experiența altor state arată că participarea la prezidențiale tot timpul mai înalt decât participarea la parlamentare. Din păcate, asta e adevărul. Deci, dacă puneți, ne uităm pur și simplu matematic, eu nu văd cum pur și simplu dreapta de sine stătător să creeze o majoritate în următorul parlament. Oricum, reprezentanții drepte vor trebui să se așeze la masă cu reprezentanții celor trei partide pe care le-am menționat acum și să formeze un guvern de coaliție. Deci nu aș vedea cum. Pe când în luna ianuarie, domnul a declarat că măcar și votăm și pentru o taburetă. N-a spus așa dumnealui? Erau gata, deoarece credeau că... Dar deci... sunteți conștient ce majoritate parlamentară se poate crea în actuala legislatura Parlamentului. Și e foarte limpede că în funcție de ambițiile, interesele și ce scopuri mai urmăresc deputații, se va răsfrânge asupra oricărui guvern din Republica Moldova. La momentul actual? Și până acum, și acum, nu. Și de acum înainte. Nu. Situația e unicală acum în Republica Moldova. Că dacă venea atunci în ianuarie un guvern, cum am spus, apolitic, apartinic, din oameni... Nu-i trebuia sprijin parlamentar? Nu. De ce nu-i trebuia? Deoarece trebuie unicul sprijin parlamentar trebuia pentru a aduce în țară 550 milioane de la Fondul Monetar, atât. Trebuia să ratifice parlamentul. Și nu imaginez cum parlamentul ar fi votat împotriva acestei ratificări. După ce a adus banii în țară, puteți să-i dau ei singuri demisia sau prin moțiune de cenzură puteți să-i scoateți, oricum ei rămân să gestioneze mai departe banii. Pentru asta nu, ca să gestioneze economia, nu ai nevoie de parlament. Dumneavoastră ați văzut că a apărut la suprafață această majoritate parlamentară? A apărut acum, când
când au înțeles la sfârșitul... Și ea nu era și până acum? Doamna Valentina, ei când au înțeles la sfârșitul lunii ianuarie că reintegurile lor se duc rapid în jos și că dacă se facă lege peste două luni pasă ea 57 de mandate, ei s-au speriat și au zis că gata, niciun fel de parlamentare următoarele câteva luni, așteptăm până îi coborâm pe toți și după aia mergem la parlamentare. Plus cecul trebuie să-l numească în iunie, mai așteptăm până în iunie. A, așa, lovitură sub centură, nicio problemă, vedem și noi vouă una, anunțăm stare de urgență, hai poftim până mai. Mai, dacă nu ne înțelegem până luna mai, dar nicio problemă, mai facem pe o lună, pe la sfârșitul lunii iunie și poftim, punem cecul și după asta facem alegeri și probleme. Dar și răbdarea și... cetățeanului nu e la infinit. Da, dumneavoastră, doamna Valentina, ați văzut mai puține mașini pe străzile Chișinăului? Eu am observat cum s-a scumpit prețul la benzină. Eu care niciodată nu mă uitam la prețuri, da? Eu deja văd că cu 25% ultima lună jumătate s-a scumpit prețul. Dar ce, au apărut mai puține mașini pe străzile orașului? Deci, specificul economiei Moldovei. 1. Cei mai ieftini bani de lume care poate să existe vin la noi, remitențele. Și 2. Economia noastră lipsită de leverage financiar. Adică nu suntem împrumutați peste ochi. Chiar dacă ne uităm la scară națională, împrumuturile statului față de PIB sunt mult, mult, mult mai mici decât cele din țările Europei Occidentale sau din Statele Unite, unde trec de peste 120-130% față de PIB. Deci noi putem să ne împrumutăm pe intern ca să rezolvăm anumite probleme, ca să ne ținem la suprafață, ca să spun așa. Deci de trăit bine n-o trăim, dar să ne ținem la suprafață putem. Care din aceste două crize, politică și pandemică, va avea finalitate? Ambele. Eu cred că poporul nostru este foarte rezilient. Noi am trecut prin greutăți foarte mari. Dacă vă amintiți, anii 90, atunci PIB-ul în genere s-a înjumătățit. Și nu știu cum am supraviețuit noi, da? Cu rezerve, cu bine, cu rău. Deci noi suntem rezilienți, noi vom trece și de criza pandemică, și de criza politică. Și iarăși rămân optimist că lucrurile se vor face, vor merge spre bine. Din păcate, nu atât de repede cum eu mi-aș fi dorit, de exemplu, da? De curs de un an, schimbă lucrurile, o schimbă de curs de câțiva ani, dar se vor schimba. Și forțele, spun așa, binelui, da? Cei care își doresc o schimbare în țară, lupta cu corupția, lupta veritabilă cu corupția, care își doresc o economie modernă, locuri de muncă acasă, ăștia, până la urmă, vor învinge. Că, cum a spus și noastră oameni, încep să înțeleagă că să aleagă grâu din neghină, da? Deci, eu sunt optimist, rămân optimist. Dumneavoastră mai faceți parte din diaspora? E greu de spus, deja nici nu mai știu de unde mai fac parte. Eu sunt și acolo și aici și practic cunosc ce se întâmplă și acolo, din punct de vedere economic și aici, din punct de vedere economic și politic. De ce am vrut să faceți această precizare? Pentru că au apărut și niște idei năstrușnice că ar putea în Parlament să apară un proiect, să fie modificat codul electoral care să prevadă interzicerea celor din afara Republicii Moldova să participe la vot. Da, ei pot liber să facă acest lucru. Dar ce ar însemna acest lucru? Să înseamnă că cei 200.000 de votanți de dreapta care sunt în diaspora n-au să poată să voteze. Și nu se va revolta lumea că li se ia un drept constituțional? Acasă, la bucătărie, ca de obicei, se vor revolta. Dar concret ce poți face? Nu, dar ar fi un risc pentru cei care ar avea un asemenea intenție. Asta e un risc pentru partidele de dreapta, în special pentru Partidul Acțiunii și Solidaritate. Că cei 100 până la 200 de mii de votanți din diaspora, pur și simplu, vor fi excluși. Dacă faceți calcule, matematică, atunci o să vedeți că acestea 45 de mandate, care le-ar fi luat acum, se transformă în 35 de mandate. Și atunci, ce facem? Nu, dar atunci cred că totuși va fi afectat statul democratic, statul de drept. Da, va afecta, dar vedeți care e chestia. Asta nu este anticonstituțional. În toate țările lumii, legile care ce țin de vot, ele sunt date la chiremul, spun așa, Parlamentului. Parlamentul decide cine și cum și când votează. Constituția nu, asta nu este specificat în Constituție că trebuie de asigurat dreptul de vot orice de psihotare. Nu, și în diferite țări se procedează. Toți cei de peste hotare au vize de reședință în Republica Moldova, altceva, toți sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Ei sunt, dar ei sunt peste hotare și asta nu înseamnă că eu susțin, Doamne ferește, nu, Doamne Valentina. Cam asta ați lăsat să se înțeleagă că... Nu, Doamne ferește, cum eu pot spune asta? Doamne, dacă nu știu, la un alt interviu când am discutat cu dumneavoastră, am zis că una din trei sarcini care mi le-am pus eu, așa, și care le-am discutat atunci cu conducerea de vârf a
a Republicii, când era ministru, era una de ele era introducerea votului electronic. Și de ce am zis că introducerea anume? Pentru ca să evităm cazul ăsta. Și mai mult ca atât, eu chiar am prezis că ar putea să se întâmple așa o situație, când peste 5, 6, 8, 9 luni noi suntem dar plecați. Dar votul electronic depinde doar de votul deputaților din Parlament. Păi da, dar se putea de făcut până acum, de gândit, de presat, asta trebuia de început lucru un an jumate în urmă. Un an jumate în urmă când am întrebat, ok, care e strategia noastră peste un an? Iată. Am luat președinție. Ce facem mai departe? Cum demitem guvernul? Cum dizolvăm parlamentul? Cu cine ne coalitizăm? Da? Poate mai creăm, susținem un partid de centru, să mai formăm că ne-am deplasat prea tare în dreapta și pe centru a rămas pustiu, să mai luăm niște oameni care judecă de pe stânga, să mai mutăm în răspunsul, luăm și pe urmă ne-am gândit. Cum ne gândim? Ce facem acum? Au trecut timpul. Acum, na, nu poți face nimic. Stă coaliția, poftim. Poți voteze mâine să anuleze votul diasporii. Și atunci ce facem? Vot electronic nu avem, deși se constată că tot modulul ăsta pentru vot electronic deja era și... Este. Și încotro Moldova? Păi încotro, trebuie să trecem de această năpastă care a dat peste noi, COVID-ul și lupta aceasta politică. Contează de care... unde se importă vaccinul? Contează mai mult țara de proveniență a vaccinului și condițiile de transportare și de administrare. Deci toate vaccinurile care sunt deja aprobate și de OMS și deja care sunt, că poate nu sunt aprobate OMS, dar cer scuze, de OMS și care poate nu sunt aprobate, dar la nivel de țară sunt administrate, de exemplu, același Sputnik virus care se administrează în foarte multe țări deja ale lumii și dacă ar fi fost careva probleme, ar fi fost deja raportate. Sunt vaccinuri bune, da? Deci ele servesc scopului de a micșora, practic până la zero, numărul de decese legate de COVID și numărul cazurilor grave. V-ați vaccinat? Da, mulțumesc statului român, am luat pașaportul, am plecat într-o localitate din Iași, m-am vaccinat, sunt foarte bucuros cu AstraZeneca, nici n-am simțit niciun efect și îi îndemn pe toți cei care au această posibilitate să meargă să se vaccineze, că când se vor vaccina noi acasă, eu sincer o spun, nu știu. De ce? Că, pur și simplu, că nu sunt vaccinuri și deja am pierdut timpul. Păi au promis și pe platforma COVAX să fie importate și doamna Igor Dodon a zis că de la Moscova vor veni. Parcă suntem niște cerșători, sincer, și mergem pe toată lumea și cu mâna întinsă dați-ne, vă rog, și nouă cutie, două de vaccinuri. Serios. Vaccinul este $10 bucata, da, în mediu, plus minus. Ne trebuie pentru ca să obținem efectul de vaccinare pe scară națională undeva 70-80%. Deci hai punem la vreo 1,5 milioane de vaccinuri, așa? De două ori, asta sunt 3 milioane de vaccinuri. La 10-30 de milioane de dolari. 30 de milioane de dolari, guvernul poate să-i împrumute mâine de la orice bancă comercială cât mai mare, cât mai mare cică aici din Republica Moldova. Astea nici nu sunt bani despre care se discută. Și atunci de ce noi nu putem să... Nu se rezolvă atât de ușor după cum vorbiți. Păi trebuia din început asta încă luna decembrie, în luna ianuarie. Acum deja nu mai sunt, că toate țările deja au plasat contractele lor de procurare și condițiile volumele de producție sunt limitate. Ca să înțelegi încă o dată, de exemplu, vaccinul Pfizer, da? Premier-ministru Netanyahu a început să-l telefoneze directorul general al companiei Pfizer încă luna august anul trecut. Și la telefonat de 30 de ore, la telefonat la 2 de noapte. Dar dumneavoastră din știți acest lucru. Da, el a dat interviu la Bloomberg, am citit interviu cu directorul general a companiei Pfizer. Ca să înțelegi, compania Pfizer este companie cu venituri de 10 de miliarde de dolari, care de multe ori PIB-ul Moldovei. Și dacă cineva crede că noi sunăm mâine lui directorul general a companiei Pfizer și el ați vorbească cu noi, vă înșelați. Nu sunt așa oameni în Republica Moldova. Ați vorbim cu numărul 27 din lista de pe verticală. Nu avem șansă. Trebuie să-i spune cineva domnului Netanyahu, poate i-a rămas. Păi asta mergem spre ce? Deci, ce aș fi făcut eu acum? Aș fi mers direct la șefii de state, că asta multe state, face, exemplu, că pe Statele Unite, acum. State din careva motiv, neînțeles pentru mine, au comandat 1 miliard de vaccinuri Pfizer. La o populație de 330 de milioane, dintre care jumătate nici nu vor să vaccineze, două vaccinuri sunt 300 de milioane. Ce o să fac în 600 de milioane de vaccinuri? O să rămână disponibile. Trebuie de mers la ei și de vorbit cu ei concret. Dați-ne, vă rog, vindeți-ne, nu trebuie să ne dați, vindeți-ne, vă rog, 1 milion de vaccinuri. Duceți-vă la alte țări, de exemplu, acum cu AstraZeneca, multe țări s-au speriat și au pus pe hold, da, deci au stopat vaccinarea. Mergem la ele, luăm că
ce să faci? Vaccinăm doar grupurile de risc. Mergem în Federația Rusă, vedem ce au ei, dar acolo trebuie să fii mai atenți, deoarece iarăși unde se produce, că trebuie să fie control asupra producției, chiar dacă se produce după licență. Una când compania Pfizer, companie transnațională cu oficii în toate țările lumii, care poate să meargă și să verifice calitate, etc., etc., și alta când ai o organizație mică din Rusia, un institut științific care a produs vaccinul, care nu are niciun fel de posibilități de a verifica calitatea, așa mai departe, produsul, de exemplu, care a fost produs, de exemplu, într-o careva țară terță, da? Deci trebuie să fim atenți ce aducem. Dar în alte privințe, ceea ce privește de vaccinurile AstraZeneca, Pfizer, Moderna, aceste întrebări nici nu există. Eu aș vorbi direct cu liderii de state, aș merge, aș încheia contracte, că asta e unica soluție la moment. Totuși, ținând cont de această criză pandemică, ce sfaturi, ce sugestii aveți pentru cei care reprezintă businessul mic și mijlociu? Din păcate, vin vremuri grele. Asta îi descurajați și mai tare. Nu descurajez, recunosc faptul. Deci trebuie să recunoaștem că vin vremuri grele. Următoarele, cred că 6 luni o să fie foarte dificile. Dar îi îndemn, chiar dacă au fost nevoiți să-și sisteze activitatea, să nu sisteze permanent, să nu-și facă valizele și să plece peste hotare. Îi îndemn să mai îngăduie puțin, că eu sunt sigur că lucrurile se vor redresa și vom fi în stare să depășim această criză, aceste crize, ca să spun, care a venit una peste alta pe capul nostru și după asta vom fi și mai tari și mai puternici. Dar totuși am auzit din mediul lor că unii mai degrabă se împacă cu gândul că vor falimenta și trebuie să falimenteze. Păi, dacă falimentează, înseamnă într-un fel sistarea activității. Asta nu înseamnă că ei nu pot să-și preia activitatea după ce și-au închis afaceri. Uitați, care sunt două articole cele mai mari din costuri, da? Asta e legat de întreținere personalului, fondul salarizare și așa mai departe. Și a doilea cheltuieli legate de chirie, da? Și niciuna, nici alta nu a fost subsidată sau ajutată de stat. Și dacă cu salariații te mai înțelegi cumva, da? Chirie trebuie să o plătești, că nu poți să nu o plătești. Că dacă nu plătești, respectiv compania sau proprietarul care poate lua credit de la bancă, trebuie să achite credit. Nu achită creditul la bancă și avem un sistem, o problemă deja națională de origine financiară bancară. Și atunci el, pur și simplu, declară faliment, spune, uite, omule, nu pot să-ți plătesc chirie, trebuie să închei contractul și să ies din contract. Dar spațiul acela oricum nu-l poate da în chirie cuiva altcuiva. Deoarece business practic nu există. Tot businessul a trecut online la livrări, mai ales că acum ne închidem, da, pe vreo 2 luni sau parțial. Deci, îndemn să mai îngăduie puțin, să mai găsească cumva mijloace, resurse ca să mai treacă de aceste 6 luni. Este foarte greu și foarte complicat, dar ce poți face? Că, din păcate, nu e un program de stat, iar cele care au fost anunțate sunt așa foaie verde lobo de mărtați de expresie. Iată, acum se vede viabilitatea și funcționalitatea statului. Păi, nu spuneam... Cetățeanul își face datoria pentru că este contribuabil și... Față de stat, el achită impozitele. Atunci când el e în dificultate, ce face statul pentru el? Statul trebuie să vină înapoi și să-l ajute. Pentru asta statul trebuie să aibă resurse, rezerve, lucruri pe care statul nostru nu le are și atunci trebuie să se împrumute. Și se împrumute, la momentul actual, unica sursă de împrumut este sistemul financiar bancar, de a merge și de a împrumuta iar mai departe de la bănci și de a finanța proiecte în economie. Problema e una peste alta, am zis, una, n-are cine face, da? Practic, guvern n-avem. Avem un guvern... Pe timp de situație de urgență este guvern? N-avem guvern, doamne. Când se adună, când prim-ministru interimar anunță ședința guvernului și nu se prezintă miniștri și nu-i quorum, asta nu-i guvern. Când la ședința guvernului doar prim-ministru votează, pentru și ceilalți nu votează, nu știu despre ce e vorba, și se adună și discută separat și votează, nu, asta nu-i guvern. Asta înseamnă că toți subalternii lor pe verticală nu înțeleg ce se întâmplă, sunt derutați, dezamăgiți, nu știu ce să facă. Asta nu lucrează, niciun sistem nu lucrează așa, mai ales perioada de criză. Perioada de criză trebuie să ai un stăpân în sensul bun a cuvântului. Stăpân în sensul bun a cuvântului n-avem la momentul actual. Nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru ce se întâmplă și toți caut capul lui Moțoc. Și încearcă să-l facă, de exemplu, domnul Ciocoi, domn prim-ministru Virgiți Ciocoi, vor să-l facă capul lui Moțoc. N-a să primească.
S-a dat înțeles foarte clar în discursul dumnealui din Parlament de ieri. Deci, iată, este ping-pongul ăsta politic, când mingea se aruncă încolo în coace și nimeni nu clar, oamenii deja au dat de mână, deja eu cred că mintea lor i-au penalizat și pe unii și pe alții, poate pe unii mai mult, pe alții mai puțin, dar oricum i-au penalizat și asta noi o să vedem inevitabil la următoarele alegeri parlamentare anticipate. Care vor avea când credeți? Probabil la toamnă. Când vor avea loc? Eu cred că în perioada, deci septembrie, octombrie, cam așa eu înțeleg că a fost înțelegerea la început și am cam pe acolo să fie. Mulțumim pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc! Numai bine!